De obicei bag la pariuri, dar nu chiar așa des, cum spun toți. În fine, este doar o pasiune. Scuză-mă două secunde. Alo, da? Da, mamă, da, sunt... Da, exact unde ți-am spus, da. Normal, da, la... Ia la 7:30, măcar astăzi m-a luat asta un pic mai mult, te rog frumos. Da, mamă, da, sunt îmbrăcat, cum ai zis. Hai, te rog frumos să mă fac de râs aici. Da, normal că am luat și alea. Nu pot să fac lucrul ăsta, mamă. Nu mă pup normal cum pot să fac asta cu o fată. Da, hai că nu mai pot să mă vorbesc. Te rog frumos, mamă, mă lași. Bine, 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 te pup, te pup, pup, pup. Iartă-mă, mamele, ziua de astăzi. Câți ani ai? 18. Și la vârsta asta mai câte las până la 7:30 afară? Am și eu niște probleme și sunt mai frumos. Tu aș să rămâi pe maică-tă. Nu, te rog, nu! Alo, da, mamă. Ai avut dreptate cu fetele. O să rămân cu tine. Te iubesc. Ia uite câte mesaje cu fata asta. Da, dar mesajele sunt înainte să te cunosc pe tine. Da, ia uite ce variantați ești. Înainte să mă cunoști, ne-am cunoscut. Dar eu unde crezi să pleci? Gata, te-am iertat. Și asta cine e? Și cu firma cum îți mai merge? Cu firma merge foarte bine, avem un debit foarte mare. Două secunde, mă sună un distribuitor. Alo. Da. Acțiunile, la momentul de față. Ora 2:34. Da, ok, sunt în creștere. Scadența pe luna trecută este minus sau în creștere? Dacă stăm bine să ne gândim, suma este exponențială. În acest context trebuie neapărat să vindem în ele și să facem un contract. Da, rămâne cum am stabilit. Cum afacerea importantă? Fac în afacerea ta! Ce? Bună! Bună! Mă bucur că ai acceptat să ne vedem astăzi. Și eu, Peter. Am un cadou pentru tine. Ce drăguț! Dar nu trebuie să te deranjezi. N-ai pentru ce. Îmi plac mult ochii tăi. Mulțumesc mult! Și să nu mai dau așa... Și să dau așa pe șleau, te întreb unde îți place mai mult. Da, să mănânci. Să mâncăm. Poate KFC, Mac. Domnișoară, dar n-avem cum în public. Puteți să nu la pachet dacă nu speri să mâncăm în public. E mult mai bine acasă. De ce faci așa? Pentru că vreau să facem o dată. Bă-ți gâng. Ce minunul că am avut aici, că am ieșit la cel mai tare restaurant. Bă, tu vezi, ăsta din aur făcute, bă! În loc să le duce în acolo, nu-i atât, dar pură de inoște. Bă, bagă-le repede în chilo. Îmi bag la sutie, măcățuși. Îmi bag pe asta în buzunar. Dar nu-mi cap la sutie, măcățuși, gură. Bagă-le fă în chilo. Bă, te iubesc cât e... Și eu te iubesc. Te iubesc pe cât e lumea asta de mare. Foarte mult te iubesc. Uite ce ți-a stătras. Mai ții minte când l-am furat de la Champs-Élysées? La Champs-Élysées la noi să mă urc copiii mei și la noi și la căciulițe. Ai plătim? Da, ce, am cumpărat ceva? Da, n-am luat gratis. Să plătim. Cu oricum nu dăm comand noi, doar vedeți așa să ne mai vadă lumea, să nu zică că noi suntem mai altfel față de ceilalți oameni. Da, așa. Suntem și noi oameni. Avem și noi drepturi. Hai să mergem.
Lasă-i pe ăștia aici, în ruleta lor. Luăm și fața de masă, luăm tot. Luăm și masă cu tot. Luăm masă cu totul, la fetiții noștri, la copiii noștri acasă. Bună! Bună, de ce ai venit cu laptopul pe tine? Bine, te-am găsit astăzi la Conciclul Numeric, care se desfășoară în această zi. Este o zi istorică astăzi și vreau să-ți citesc câteva informații aleatorii din arhiva mea personală. Pentru început vreau să-ți dau câteva informații despre Istanbul. Orașul Istanbul din Turcia este singurul oraș din lume situat pe două continente, Europa și Asia. Ai dreptate, știi ceva, Ali? Sunt mândră de el. Mă face să mă simt bine. Aș vrea ca ea și Claul să aibă o acțiune. Supă! De pepene de iarnă a răspuns. Oare avem bani să-l trimitem la facultate? După ce voi termina cartea, cred că o vei salva. Dacă suntem chipzuiți și dacă el nu începe să aibă gust. Doamne, aștept, sper să-i placă. Bună! Bună! Uite un buchet de flori din partea. Ce sunt astea? Sunt de firmă? Nu sunt de firmă, dar sunt flori acum. Să nu mai iei niciodată flori, pentru că nu-mi plac. În primul rând, nu sunt de aur și nici nu sunt de firmă. Eu nu am flori din astea de la piață, să-ți fie clar. Bine, iartă-mi. Dorești un pahar de șampanie? Moet, cumva? Nu este moet. Atunci, băiatule, bei singur. Măcar o pina colada dorești? Arată cam nașpa. Nu-mi place. Totuși, este cea mai bună prăjitură, eu nu. Eu nu mănânc așa ceva. Atunci, cu ce te-aș putea servi? Nu știu. Nu-mi place ce ai. Ce, dar sărăcii, niște bonuri și două pahare care sunt goale, ce trebuie să le umplu eu sau cum vine asta? Păi te-am lăsat să alegi. Nu, nu combin așa. Și totuși, ai BMW? Nu, n-am BMW. Ai Mercedes? N-am nici Mercedes. Ai Audi cumva? Nici Audi. Dar ce mașină ai? Am un Kia. Ce? Cu aia am crescut străbunicii mei, ce e aia? S-a învechit de mult. Mai ai ceva să-mi spui? Dacă vrei să mergem la un film. Vreau să mergem la film acum, la tine, vrei să mă mai ieși? Nu, nici de cum, doar vreau să vizionăm un film, măcar poate un film. Da, da, așa ați început toți, hai că am avut de-a face cu tine ăștia la o grămadă. Și mănâncat cu nebun. Parcă nu-ți plăcea, da. Băi, eu cred că tu nu știu cu cine ai de-a face. Plec. Totuși ia pasta cu mine. Totuși iau și pasta, să-i dau șoferul meu de pe Porsche. Știi, și am așa o înclinație spre stewardeze, îmi plac foarte mult. Am un stil al lor, când duc în avion, știi, așa, și mi se pare că seamănă cu o stewardeză. Ai zis ceva? Mergeam eu cu autobuz și pa! Stai, că mi-am terminat. Hai să duc și eu o fază acum. La fel de bună? Foarte amuzant. Te iub. Acum că am rămas singur, poți da un like, un subscribe și un share la prieteni.